și aici numărul de identitate după cartea de identitate. Nu am niște hărții la proprietăție, dai ceva! Uite unde peste câteva ore și zic stai doamne că trebuie să dăm o ordonanță de urgență că a intrat cu tărică. Suntem în fața primăriei din Düsseldorf, unde deja se strâng încet încet românii din comunitatea românească de aici pentru a semna pentru inițiativa cetățenească fără penali în funcții publice. Salutare, Valer, de ce ai semnat pentru inițiativa cetățenească fără penale în funcții publice? Pentru că consider că un condamnat, și nu vorbește dublu condamnat, dar un simplu condamnat nu are voie, nu are dreptul să obțină sau să dețină, mai bine spus, funcții publice, pentru că alea sunt funcții plătite din bani publici. Și un, e ca și cum i-ai încredița banii tăi din casă unui condamnat, l-ai lăsat primul din casă să-ți administreze veniturile și casa. Întrebare la dumneavoastră dacă ați semnat deja pentru inițiativa fără penale. Nu, aici că aici. Seneca este aici, da? Seneca Baez, că Baez. Mai dau un tur de orizont. Haideți să ne strângem un pic ca să haideți un pic mai încoace. Să ne strângem un pic ca să ne auzim. Bună ziua. Nu știu dacă ați urmărit știrile din țară, dacă ați văzut ce s-a întâmplat în Parlament. Deci ei n-a trecut moțiunea de cenzură. Au scos parlamentari afară din Parlament ca să se asigure că nu trădează vreunul. Ceea ce este destul de grav, pentru că se încalcă orice normă parlamentară. Adică, cum ca parlamentar să interzici fizic să fie prezent în Parlament la momentul votului? Asta arată, unul, că n-are nicio încredere în propriul oameni și, doi, arată cât de slugarnii sunt cei care au ajuns în Parlament prin aceste partide. PSD-ul, DMR și ALDE. Eu speram că o să treacă moțiunea. M-am gândit că poate, cine știe, fiind și oameni în stradă. Dar asta înseamnă că vor intra în vacanță parlamentară și guvernul devine abilitat să emită ordonanțe de urgență în perioada vacanței parlamentare. Ceea ce înseamnă că există riscul ca el să-și dea prin Viorica Dăncilă ordonanțele de care are nevoie ca să scape de pușcărie. Ce-o fi atunci, nu știm. Cert este că, din păcate, am văzut și acum, m-am uitat la știri, am văzut că au fost câteva mii de oameni la Parlament. Am fost suficient de mulți pentru ce au făcut ei. Este în 10 august un protest, nu știu dacă ați văzut pe rețele sociale. Oamenii din diaspora au anunțat că vin la București. Ar fi bine să vină lumea, să fie un semnal. Acum să vedem, la Berlin, cu cei cu care am discutat, care au venit, aproape toți au zis că eu să vină, deci au fost încearcă să vină. Știu că din țară se organizează grupurile civice să vină pentru data respectivă. Dar mie mi-este teamă că el o să-și dea legile de care are nevoie, ca să scape de pușcărie. Și asta este numai începutul, să știți. Ce va urma nu o să-i afecteze pe românii de afară, deși există niște prevederi legale foarte ciudate, nu știu dacă le-ați văzut. Și am discutat și cu consultanți fiscali care mi-a explicat că acea prevedere cu cel din străinătate care trimite mai mult de 2000 de euro în cont trebuie să declare sursa venitului.
din ce mi-au explicat consultanții fiscali cu care am discutat, asta este o treabă doar ca să afle, pentru fiecare român care trimite bani, să afle nu codul ăla numeric personal din țara unde lucrează, ca să poată să ceară autorității statului respectiv în ultimii 5 ani de zile ce venituri a avut persoana. De ce? Pentru că există o ordonanță de pe vremea guvernului Adrian Năstase, care spune că românii din străinătate trebuie să-și declare veniturile din străinătate și în țară și o parte din impozit ar trebui să vină la statul român. Și ei ar vrea, conform procedurii, conform acelei ordonanțe, spun consultanții fiscali, să vadă veniturile, să recalculeze în ultimii 5 ani de zile restanțe la impozit, plus dat, cum se cheamă, penalități, pentru că dacă tu trebuia să plătești acum 5 ani de zile, zic ei, au trecut 4 ani de zile, deci trebuie să spună penalități. Nu știu dacă vor reuși cu măgăria asta sau nu, dar asta este ceva ce vizează clar să stoarcă cumva bani de la oamenii din diaspora, pentru că sunt disperați, nu mai au bani să achite toate pomenile pe care le-au făcut. Și cred că le și convine treaba asta, pentru că vor cumva să răzbune pe românii de afară, pentru că românii de afară nu susțin ciuma roșie. Și din motivul ăsta... Ceea ce este foarte, foarte, foarte urât, în opinia mea, de ce? Pentru că oamenii care sunt în afara țării nu au plecat, cum să spun, că le mergea bine în țară și vreau să îmbogățească. Oamenii care sunt în afara țării au plecat tot alungați de ei, de coțiile lor, de nepotismele lor, de mizerile lor, de locurile de muncă pe care le-au distrus când au furat. Și după ce că i-ai alungat, după ce că nu le respecti dreptul constituțional la vot, pentru că tot timpul au fost probleme, că nu s-au făcut secții de vot suficiente. Oamenii ăștia, deși au fost alungați din țară, ei finanțează statul român. Pentru că toți banii pe care românii de afară îi trimit în țară sunt mai mulți decât investițiile companiilor multinaționale. Deci, practic, dumneavoastră, dumneavoastră finanțați funcționarea statului român. Pentru că oricum banii, într-un fel sau altul, ajung la stat. Când cineva trimite 200 de euro acasă, la părinți sau la nepoți sau la copii, bă, la acea persoană consumă banii respectiv în economie. Deja de la primul transfer al banilor este TVA-ul pe care statul ia. Din start statul și ia cota lui de TVA. După care banii respectivi ajung să se plimbe în economie și ajung într-un fel sau altul să susțină statul. Și deși lucrurile stau așa, vor și mai mult să impoziteze pe românii care oricum trimit banii în casă, adică în țară. Asta ar fi avut o logică, dacă ar fost milioane de români plecați afară, să facă afaceri de milioane, da, și n-ar fi trimis nimic în țară. Deci, oricum tu ai niște oameni care sunt cel mai important investitor al tău, de ce să te mai apuci să-i mai hărțuiești, să-i mai... Sunt deja oameni care au primit scrisori de la FISC, mi-au scris din Marea Britanie, în special cei care lucrează în IT, au primit niște scrisori din astea nesimțite, în termen de 3 zile să vă prezentați la administrația financiară și el lucrează la Londra. Păi cum adică în termen de 3 zile? Ce e asta? Ce este rău este că ei pot să-și ia banii de cine are conturi în România, nu știu dacă știți cum e legislația, ANAF-ul face o hârtie, fără să se ducă la un judecător, fără să se ducă la nimeni. Un funcționar dintr-un birou de la ANAF intră pe calculator la el, deschide fișierul ăla cu executări silite și îți face o hârtie. Semnează el, semnează șeful lui, o trimite la bancă, banca automat îți ia banii din cont. În România, banca îți ia banii din cont, fără să te anunțe. Deci tu nici nu știi. Tu afli când îți vine extrasul sau dacă n-ai suficienți bani în cont, când te duci la magazin să plătești cu cardul, spune că nu funcționează cardul pentru că e blocat cum am pățit eu. Înainte să fac concediu, m-am făcut cumpărăturile, m-am dus la Auchan să plătesc cardul blocat. Mă duc la bancă, aflu că ANAF a blocat contul. Deci poți să ți le blocheze, poți să-ți extragă bani. Cei care n-au conturi în România nu sunt feriți. Pentru că dacă ai proprietăți în România, casă, mașină, alte proprietăți care sunt înregistrate, nu casa e înregistrată la cartea funciară, mașina e înregistrată la primărie, plătești impozit, te bagă în executare silită cu el. Deci este o mizerie absolut incredibilă pe care pot să o facă și care vizează... E prea mult ceea ce... Da. Ce și care vizează diaspora. Asta pe lângă subiectul principal de discuție. Și anume faptul că ei vor să-și dea liber la furat. Deci pur și simplu despre asta este vorba. Dacă fur 200 de mii, nicio problemă. Despre asta este vorba. Ei vor să-și dea liber la furat. Și poate unii dintre dumneavoastră, pe unde am mai fost, oamenii m-au întrebat, dar ce să mai fure, domnul Molin, că s-au privatizat toate? Păi să fure, vă spun. Mai sunt de furat, în primul rând, toate taxele și impozitele pe care noi le plătim în fiecare an.
Este un butoi cu miere care se umple în fiecare an și de unde robinet care curge în continuu. Un robinet care curge în continuu. De acolo pot să fură. Mai sunt foarte multe lucruri. De exemplu, este un dezastru de mediu ce fac pe linie de păduri. Da. Unde iarăși fac fel și fel de mizerii. Și acum ei practic ce fac? Ei desfac tot mecanismul de legi pe care România a fost obligată să-l creeze când am intrat în Uniunea Europeană pentru a produce independența justiției. Asta fac ei în esență. Dragnea își modifică codul penal ca să scape el pentru infracțiunile lui. Și pentru alții. Știți cum funcționează acolo? Deci fiecare din PSD care are infracțiuni, pe diverse infracțiuni, și e cercetat sau judecat, vine la Ciordache. Cu ce îi spune avocatul lui. Cuvinte. Deci le spune avocatul, bă, tu ca să scapi trebuie să modifici așa articolul secundar. Se duce la Ciordache, care are această comisie. Și zice, bă, spun și mie, uite, bagă și hai că vedem, hai că discut cu șeful, hai că nu știu ce. Și negociază și discută chestia asta. O întrebare care mi s-a pus foarte des, unde este Dragnea atât de puternic? Nu știu, poate v-ați întrebat, domnule, unde e atât de puternic? Este atât de puternic pentru că el, cu tel drumul lui, a asfaltat în toate județele. Fiecare asfaltare pe care el a făcut-o în fiecare județ este o afacere de șpagă cu un șmecher de acolo. A luat el, a luat ăla. Deci pe ei unește pe toți treaba asta cu șpăgile. Nu vorbesc, tel drumul e un exemplu concret de asfaltare. Multe alte porcării pe care le-a făcut. El a fost și ministrul dezvoltării, de acolo a dat fonduri și de asta îl susțin. Și asta arată un rezultat de provocare în toată țara. Fiecare se furi cu poate și cum poate. Exact asta astea vor fi efectele și aici vreau să ajung. Exact mai acum s-a furat mai pe furii și acum se fură în capul gol. Dar problema nu este numai că se fură oameni, problema nu este numai că cei care au funcții publice vor putea să fure și va fi iar o hoția care a fost pe vremea lui Năstase sau înainte prima lui Iliescu. Problema este că ei modifică articole din codul penal, cele privind probele, cele privind diverse proceduri penale care se aplică tuturor tipurilor de infracțiuni. Ei, cu bună știință sau din prostie, eu nu cred că din prostie, pentru că sunt cunosc cât de cât lege, ei ce fac? Ei creează un cadru legal în care clanul interloper, tâlhari, violator, deci ce este mai urât din zona infracțională și mai periculos ca violență de stradă, va putea să scape sau să fie foarte greu să fie prins. Exact. Deci, ei nu conștientizează că vor deveni... E imposibil să prinzi pe cineva care a furat sau care a omorât pe cineva sau care exact. A și țara, tâlhărit pe cineva. Țara se va transforma într-o treabă de asta latinoamericană unde e pe gânși, pe clanuri, pe cine are puși mai mari și gașcă mai mult în jurul lui, ăla și legea altă dată, că acum nu mai funcționează. Asta este extrem de periculos, acest lucru. Punctul 2, și semnalele deja vin din partea Uniunii Europene, de la Bruxelles, încalcă standardele statului de drept. Riscăm să fim marginalizați la început și poate chiar să ajungem la excluderea din Uniunea Europeană. Nu cred că îi interesează pe cineva din extrem de grav. Să-l interesează foarte mult, n-are. Hai că nu cred că inteligența are nevoie un pic mai mult de timp, de răbdare și se va rezolva. Ce lucruri? Ce putem face concret? Vreau să vă spun ce putem să facem concret și sunt niște lucruri pe care putem să le facem concret. Fiecare dintre dumneavoastră poate să le facă. Primul lucru este să... Probabil că mulți dintre dumneavoastră deja scrieți pe Facebook, vorbiți despre lucrurile astea, spuneți ce vă deranjează. Să faceți pasul următor. Să încercați să intrați în live-uri video pe Facebook, să vorbim despre asta, pentru că expunerea pe live, pe video, este de vreo 10 ori mai mare pe Facebook, se uită mai multă lume. De ce e important să vorbească cât mai multă lume despre răul ăsta, să descrie răul? Pentru că în rezolvarea oricărei probleme există două etape. Una, să o conștientizezi, să înțelegi cu ce te confrunți și apoi găsești soluția pentru a o rezolva. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt atenți, compatrioți de-ai noștri, care poate dacă ar înțelege răul, dacă li s-ar explica, dar n-a avut cine să le explice, pentru că n-au un cercul de cunoștințe între prieteni. Dar dacă li s-ar explica răul, s-ar implica și mai mult și ar face și mai mult pentru ca el să fie stârpit și ei au nevoie să audă aceste mesaje. Și atunci, dacă le transmite un om, dacă le transmit doi oameni, este un fel, dar dacă încep să vorbească oameni din toate orașele țării, din toată diaspora, atunci când sunt deranjați de ceva, pur și simplu,
Nu trebuie cineva să în fiecare zi să facă. Dar te uiți odată la televizor și vezi o știre din România și auzi pe aia că e prim-ministru și că este analfabetă. Și te apucă revolta. Te apucă revolta. Și în mod normal îi spui soției sau unui prieten, bă, cum e posibil în țara mea să fie prim-ministru? E, chestia aia s-o spui și pe rețele sociale ca să vadă cât mai multă lume. Alin, eu sunt de părere, scuze-mă că te întrerup, până când nu se schimbă toată clasa politică, cei care au rădăcini adânci cu vechime multă în Parlament și cu legături foarte ceva de genul Caracatite, nu o să se întâmple nimic. Ceea ce numim noi ciumaroși. Exact. Să se schimbe, că acolo ajungem. Noi cerem, dar ar trebui toți parlamentarii ăștia care stau și dorm pe ei acolo, ar trebui... Deci toată lumea a schimbat, într-un moment toată lumea a schimbat și puși oameni tineri, forță de muncă și ei pot fi schimbați. Numai puțin, ieri a venit PNL-ul la București, a făcut ceva acolo. Și s-au întâlnit cu cei... S-au întâlnit, așa. Și a apărut și cineva de la mine din oraș, care eu îl cunosc și știu cine e. Adică... Că e cu porcării, cu... Da. Asta este rău. Ei se pot schimba. Eu vă spun și aici vroiam să ajung, pentru că partea de schimbare este al treilea lucru pe care putem să-l facem. Dacă facem asta și începem să vorbim cât mai mult despre acest rău, facem terenul fertil pentru schimbare. Și schimbarea vine în democrație. Poate să vină și prin protest. Știți că protestul este o formă democratică de manifestare. Dar dacă oamenii nu protestează, de exemplu, astăzi ar trebui să fie 200.000 de oameni la Parlament și se schimba ceva. Dar dacă oamenii nu protestează, atunci vine următoarea fel de schimbare prin vot. Dar oamenii nu vor veni număr mare la vot dacă nu li se explică până atunci de ce trebuie să vină la vot și care este răul. De aia e important ca toți cei care conștientizează răul să vorbească despre el. Să vorbească pe rețele sociale, acolo unde poate să-i asculte foarte multă lume și unde mesajul... Am spus aceste lucruri exact ce vă zic aici, am spus la o întâlnire de la Stockholm. Și dintre toți cei care au venit, domnul care a fost cel mai în vârstă, nu mă așteptam ca el să fie cel mai receptiv. Și la două zile după ce am plecat, mi-a trimis un link de pe Facebook și mi-a zis: domnul Mălin, uitați, am făcut ce a zis dumneavoastră. A făcut el un comentariu despre Antena 3 cu minte că... în legătură cu motivele pentru care au plecat românii din țară. Și am distribuit link-ul și a făcut în 48 de ore 300.000 de vizualizări. 300.000 de oameni în 48 de ore, știți ce înseamnă? Imaginați-vă 300.000 de oameni să umple toată piața asta, străzile din jur, să stea să te asculte. Deci, asta ce înseamnă? Înseamnă că oamenii vor să asculte, sunt dispuși să asculte, să distribuie. Dar trebuie să înceapă cât mai multă lume să vorbească. Acum veți spune, da, eu nu sunt ziarist, eu nu sunt specialist în comunicare. Tocmai astfel de oameni trebuie să vorbească. Pentru că astfel de oameni se pot duce mult mai bine în sufletul și în conștiința celor ca ei. Este foarte important. Un medic când începe să vorbească, spune: domnule, eu sunt medic de 30 de ani și văd aici nu e în regulă. Toți cei care sunt medici îl văd, îl ascultă să vadă ce zice. Îl înțeleg altfel. Este un tip de comunicare care se duce pe categorii foarte bine către toți oamenii care nu sunt conștienți. Și noi avem mulți oameni inconștienți. Gândiți-vă că la ultimile alegeri parlamentare, atunci când ne-am plicopsit cu infractorul șef al PSD, cu Toareșul Dragnea, au fost 18,5 milioane de oameni cu drept de vot înregistrați la Biroul Electoral Central. 18,5. 3,2 ne-au adus în situația asta. Când a fost votat Iohannis, 6,5 milioane de oameni l-au votat pe Iohannis. Numai cei care l-au votat pe Iohannis, dacă veneau la parlamentare, PSD-ul n-avea nicio majoritate. Și noi aveam acum un președinte german care știa cum să discute în germană cu Merkel și cu Germania. Și aveam un prim-ministru care știa cum să discute cu Franța și cu tot ce înseamnă grupul de interes și cercul francez de la Bruxelles. Și aveam asigurată pentru România, în contextul în care se renegociază raporturile de forță în Uniunea Europeană după Brexit, aveam asigurat cei mai buni negociatori pe care putea să-i aibă o țară din Europa de Est. Noi, în loc să facem asta, oamenii nu s-au dus la vot, PSD-ul și-a adus electoratul lui și ne-am plicopsit cu niște infractori, astfel încât nimeni nu stă de vorbă cu noi în toată Uniunea Europeană. Da, problema este... Nimeni nu stă de vorbă cu noi. Problema am ajuns proștii clasei. Și în felul următor. De exemplu, noi aici nu avem niște birouri
electorale care să poți să mergi, de exemplu, din partea unui partid, să zici, bă, uite, mergem acolo, se discută, se fac planuri, se fac asta. Ajung aici. Aici era punctul final. Pe urmă, ei îngreunează când e vorba de vot, îngreunează în așa fel încât te plictisești să stai, te duci de dimineață la ora 5 și să stai până la ora închiderii și tot nu reușești să votezi. Așa deci asta, chestiile astea sunt gândite de ei în așa fel. Eu am propus să voteze doar pensionarul care e de la țară și nu știe ce înseamnă parlamentare sau nu știe ce înseamnă prezidențiale, sau se duce cu sacoșa și zice, vezi că trebuie să votezi pe ăla. Eu am propus o soluție concretă pentru asta, nu știu cât m-ați urmărit când am vorbit despre asta. Frumusețea acestei soluții este că e la fiecare om, fiecare în parte poate să ia decizia, să o facă, are timp să o facă. Și este ceva la care ei nu se pot opune, n-au pur și simplu, n-au ce să facă. Stau și se uită cum vine peste ei și cum îi mătură. Problema stă în felul următor. Sunt cam 5 milioane de oameni în diaspora. Dacă mâine s-ar face secții de vot peste tot în diaspora și ar putea să voteze toate cele 5 milioane, numărul de mandate în parlament alocat diasporei sunt 6 parlamentari. Deci 5 milioane de oameni care votează în diaspora, în Germania, în Franța, în Italia, în Spania, bagă 6 parlamentari în parlament. 5 milioane de oameni care merg acasă în localitățile de domiciliu cu cărțile de identitate unde au domiciliu și votează la locale și la parlamentare, mătură împreună cu cei din țară care votează anti-PSD, îi mătură de peste tot. Eu am propus celor din diaspora să gândească bine până în 2020, mai e timp, pentru că pentru președinte pot vota aici în țară, în țările unde sunt, acolo e pe persoană. Să se gândească bine până în 2020, să-și verifice cărțile de identitate să fie valabile, cei care le-au expirate să le refacă, că mai sunt aproape 2 ani, au timp. Și în 2020, când sunt alegerile parlamentare și locale, să meargă în țară, fiecare pe cont propriu. E o chestie pe care, nefiind o chestie organizată, n-ai cum să o oprești. Că nu poți să oprești. Când cineva vrea să aducă 3.000 de oameni, îl oprești pe ăla și nu mai vin 3.000 de oameni. Dacă în 3.000 de oameni fiecare vine individual, nu poți să lucrezi în 3.000 de locuri să-i oprești. Deci nu ai ce să le faci. Și să vină la locale și la parlamentare să voteze. De ce locale și parlamentare? Asta foarte multă lume n-a înțeles în România. 70% din rezultatul alegerilor parlamentare se decide la alegerile locale. Cine câștigă primările și consiliile județene își aranjează succesul la alegerile parlamentare. Problema cu ciuma roșie care este? Că ei sunt acum uniți numai pe interes de furt și de cum să stoarcă din banii publici.